Igiena sălii de clasă, disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa întâi. Bun găsit! Să ne amintim împreună ce înseamnă igiena. Igiena reprezintă un ansamblu de reguli și de măsuri prin care ne păstrăm sănătatea și prevenim îmbolnăvirile. Să ne aducem aminte acum ce înțelegem prin igiena personală. Igiena personală înseamnă să menținem curățenia corpului, adică să ne spălăm deseori mâinile, să ne periem dinții cel puțin dimineața și seara, să ne pieptănăm zilnic părul și să ne tăiem săptămânal unghiile. Completați acum voi lista acțiunilor pentru păstrarea igienei personale. Ca să fim sănătoși, e nevoie să avem grijă nu numai de corpul nostru, dar și de mediul în care trăim, adică de locuința noastră. Priviți imaginea și formulați câteva acțiuni prin care păstrăm igiena locuinței. De pildă, păstrăm jucăriile în ordine. Elevii și părinții lor își petrec o parte importantă din timp nu numai acasă, ci și la școală, respectiv la locul de muncă. Cel puțin patru ore în fiecare zi, copiii de vârsta voastră le petrec la școală. Este foarte important ca mediul de la școală să fie curat și îngrijit. Astăzi vă invit să vorbim despre igiena sălii de clasă. În funcție de obiceiurile și regulile țării în care trăiesc, școlarii contribuie diferit la întreținerea ordinii și curățeniei în sala de clasă. De exemplu, în Japonia, școlarii își fac singuri curățenie în clasă. În țara noastră, în școli, sunt angajate persoane care se ocupă de curățenia spațiilor. Aceste persoane se numesc îngrijitori. Este important să reținem însă că responsabilitatea de a menține curățenia în clasă este a tuturor, elevi și profesori, nu numai a acestor persoane. Fiecare școlar poate contribui la menținerea igienei sălii de clasă. Vă invit să descoperiți câteva responsabilități asumate de școlar de vârsta voastră pentru menținerea igienei sălii de clasă. Aerisim clasa în timpul orei și în fiecare pauză. În perioadele călduroase, în clasele aglomerate, dacă nu se aerisește, copiii pot suferi de amețeli, Lipsa puterii de concentrare și atenției. Facem ordine pe bancă pentru fiecare oră. În felul acesta ne pregătim pentru ce oră urmează în orar. Ordinea și curățenia mențin atenția și concentrarea în timpul studiului. Ținem pe bancă numai ceea ce folosim. Este important să avem o poziție corectă la scris și de aceea trebuie să avem suficient spațiu. Aruncăm resturile de hârtie sau gunoiul menajer la coș. În fiecare școală există tomberoane speciale pentru colectarea separată a gunoiului menajer de hârtie, sticlă sau plastic. Astfel, aceste materiale sunt transformate și refolosite. Acest proces se numește reciclare. Voi colectați ambalaje de hârtie sau de plastic pentru a fi reciclate? Strângem jucările după ce ne jucăm. În clasa 1, de multe ori învățăm prin joc. Ne jucăm cu jocuri sau cu materiale. Întotdeauna le strângem și le așezăm la locul lor după ce le folosim. Ordonăm hainele la cuier. Ca să stai comod pe scaun, e recomandat să-ți duci hainele la cuier. În perioada friguroasă, pune căciula și fularul pe mâneca hainei, pentru a nu le rătăci. Avem grijă de plantele din clasa noastră. Plantele împrospătează aerul. Ele produc oxigenul de care oamenii au nevoie ca să respire. În multe clase, învățătoarea și elevii decid cum să aibă grijă de plante, de exemplu cine și când să le ude. Purtăm o mască de protecție dacă regulile o impun. În perioadele de pandemie, e nevoie să purtăm mască. Avem grijă să purtăm masca peste nas și peste gură, să nu o atingem și să o schimbăm atunci când se umezește. Masca folosită trebuie aruncată la coșul de gunoi menajer, ea nu se reciclează. Este important să ne spălăm pe mâini sau să ne dezinfectăm înainte de a ne fixa o mască nouă. Este timpul pentru o discuție în grupul clasei. Voi ce regulă ați stabilit pentru menținerea igienei clasei voastre? Completați o listă cu câteva reguli ale clasei voastre. Verificați după un timp dacă fiecare elev respectă regulile sau dacă este nevoie să introduceți reguli noi. Nu uitați! Curățenia se păstrează prin efortul și cu contribuția fiecăruia.